Ei, să facem, nu știu ce s-a întâmplat cu de codă, s-a oprit filmarea. Și asta cred că o să fie ultimul episod de pe... De fapt, ultimul episod de pe ziua de azi sau mâine voi o să-l postez pe ăsta. Și zău, pentru că numai, cred că mai țineți minte că am mai făcut zău cu ăsta sau nu. The Walking Zombies. Mai avem puțin și terminăm jocul. Asta va fi titlul, că nu mai țin minte numărul episodului. Și chiar mai avem puțin și terminăm jocul. Hai să începem, a fost foarte greu jocul ăsta, am jucat off camera, apropo. Bun, și hai să apăsăm pe start, apoi să mă documentez eu să văd numărul episodului, dacă nu știu ce tu să mai pun. Și sper de data asta să-mi filmeze. Văd că m-a dat cu de-astea, pentru că va să vadă puțin cum ne descurcăm cu ei. Chiar dacă au fost acum hă-hă inamicii ăștia și... Da. Nu știu, văd că face figuri cam obișnuit la Du Recorder. Pe capă tabletă, în film. Sper să-l filmezi acum strict. Bineînțeles că e gratis, n-are cum să meargă cu totalitate că este gratis. Nu vreau să mă lovească în nivelul ăsta, că adversarii ăștia erau din două saturi, așa că ei mă fac de rușine, în film, nu contează. Bun. Aproape ajungem la ultima armă și bineînțeles că termin, o să terminăm și jocul ăsta. Dacă o să reușesc să-l termin, eu cum am chinuit la majoritatea nivelurilor, cred că o să tardi cât două sate, să nu cheltuia eu de groanțe de poste. Poate vin și acei adversari, numai de ăștia, că am deblocat noi adversari. Că okay, poate să vină. Da. Și am gata mai arma asta papi la maxim, sau cred că la maxim, nu ia să mă uit. Da, cred că la maxim, am mai filmează, da, un minut. Da, la maxim și următoarea armă costă foarte mult și este un AK-47, e foarte bun și asta. Și ultima armă este asta. Și mai avem puțin. Mai avem cam 3 arme. Bun, hai să începem cu nivelul 122. Mai avem puțin până la boss. Și cred că o să moară greu, da? O să-l bat. O să-l bat eu cândva. N-am niciun boss, n-am pierdut din jocul ăsta. Ho, ăștia i-au omorât solo. Poate că aveam arma pe nivelul lor, era mai greu. Adversarii ăștia chiar m-au enervat foarte rău. Castorii ăștia sau ce sunt. M-au pierdut mințile și cred că o să pierd în momentul ăsta. Nu! Dacă nu calc arma asta proastă. Acum strâng bani pentru următoarea armă, dar până o să strâng bani, hoho. Și aici văd că apar și oferte. Dar nu o să dau bani real pe asta. Hai mă despre chestia asta. Cred că voi n-ați văzut-o, dar eu am văzut-o. Sau poate ați văzut-o și voi în film. Hai să vedem. Castorii sunt foarte nervanți. Hai mă muri și mă. Cred că vom folosi o grenadă de data asta. Nu frate, că o să poate. Sper să o moare. Bine. A fost bună grenada. Sper. Dar cum sper că am dat-o bine și să câștig nivelul ăsta. Nu o să pierd. Dar după cum văd sunt 16 adversari. Așa că nu. Dacă mă lovesc că ăstea... Oh, nu aia, nu. Tarantula aia sau ce-o fi. M-a stresat, practic. Cu cuțitul o mod foarte simplu. Bă, dar nu-i corect. Ai. Am dat încă un nivel unde mă blochez și am și arma maxată. Ce vezi și mai fac la armă? Că acum chiar depinde de pay to win, cam așa. Trebuie să plătesc ca să câștig, cam asta aici. Și jocul ăsta era ușor, mai ușor decât nu se poate și acum mă chinui, că și asta nu deblochezi arma aia când ajung la următorul nivel, ca asta mi se întâmplă mie. Aici, aici trebuie să pay to win, practic, de aia mi-a dat și grenada, o, cât, măcar am făcut un kill mare aici, cu grenada, măcar atâta, dacă jocul ăsta nu mi-a oferit ceva. Vreau să dau, a, mă, sobolanilor, mai ieșit și mult din pământ, chiar mă stresează. Hai că am reușit să iau pe aia. Nu mai am grenade, nu! Nu, vă rog, domnilor, nu, nu mă omoară tu, nu! Dacă mai dau să mor, am supraviețuit cu 10 viață, dacă mai dădea una, pierdeam. Că 10 viață e ultimul, practic, Și nici nu mai am dat bani de gol și că am rămas cu mică viață, măcar atât, hai să jucăm puțin online. Ca să deblochez următoarea hartă și cu următoarea armă, da. Trebuie să am
50 plus chestii de stat și toți să câștigi online game, dar ăsta îl câștigi garantat. Nu chiar garantat, dar eu sunt. Mai ales că e prima harta și eu armă, nu. E ca ce au văzut și voi când vrei pe telefon. Și ăsta e în player, iar hai să jucăm puțin și online, că nu am jucat, nu v-am arătat vouă modul de joc. Le dăm, uitați eu ușor, eu omorăm. Până și cu arma asta. Dacă lovește pe el, mă lovește și pe mine și asta nu-mi plac o vine, dar nu cine face mai mult scor, toți ne ajutăm între noi. Da, am 8. Hai să rămân și pe ăsta. Mort. Sper să posteze și celălalt episod de GTA. Da. Ca să-l pun pe ăsta. Da. GTA Liberty City Stories. Bun, hai să rămân și pe ăsta. Pac, pac. Și ce satisfăcător de tot să eu mori. A rămas să-mi vedeți ce fac. Cum place să vedeți chestia asta pe filmare și mie îmi place. Îmi place că nu rămâne, rămâne, da, dacă filmez, ia uite, o, asta nu mi-a părea înainte. Acum dă mai nou și bănuți dacă câștig, ok? 30, am făcut 50, mai e, ho-ho, câte o să fac. Deci cam atât a fost, fraților. În următorul episod o să ajungem la boss, probabil, și o să mergem la următoarea chestie. La următorul nivel și na, tot așa. Și cum am zis, mai avem puțin și terminăm jocul ca să vă arăt, uitați. Și boss-ul e Hitler. Cam atât a fost episodul. S-a și minunțele.